Sălășenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă 83 de posturi vacante. Cele mai multe posturi sunt libere în construcții unde se caută pentru angajare 31 de persoane. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 81 de posturi vacante oferite de angajatori de la noi din județ. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții AGOF Meselaj, cele mai multe angajări se fac în construcții unde sunt libere 31 de posturi. Șanse de angajare au și cei care vor să lucreze în servicii și prestări servicii unde se caută pentru angajare 29 de persoane. Meseriile pentru care se fac angajări sunt cele de lucrător comercial, muncitor, vânzător, secretară, șef de serviciu, instituție lucrător pentru salubrizare căi publice, magaziner, gropar, vânzător de ziare și muncitor necalificat. Tot în această perioadă, angajatorii din Sălaj oferă șapte posturi în industria alimentară și 15 în confecții. Persoanele interesate de aceste posturi pot obține informații suplimentare de la sediul agenției.